A venit primăvara, iar odată cu ea, grijile agricultorilor se dublează. Capricile acestui sezon întotdeauna creează probleme mari, în special pomicultorilor. Despre problemele, dar și soluțiile care pot influența sectorul pomicol, s-a discutat cu lux de amănunte la Forumul Producătorilor de Fructe, organizat pentru a patra oară de compania Syngenta Moldova. Deși reprezentanța din țara noastră numeric este mică, echipa a reușit să facă lucruri mari, a spus în debutul întâlnirii directorul companiei Oleg Cojocaru, fapt apreciat și de cei prezenți. Un eveniment care are tradiție, organizat de Syngenta an de an, înainte de început de sezon. Iar obiectivul este ca să aducem toate noutățile pe care Syngenta le are la partea de protecție la culturile pomicule. Am venit cu suport din partea colegilor noștri din exterior, care prin expertiza lor ne aduc cele practici bune pe care le au producătorii în zona de sud-est a Europei, atât la partea de control a principalilor boli la cultura de măr, cât și la principale dăunători. Din produsele pe care astăzi le punem în discuție, cu siguranță se regăsesc cele cunoscute cum este Score, Horus, Bravo, Ditane, dar și produse care sunt dintr-o generație mai nouă, cum este produsul Embrelia, în controlul la rapăn și la făinare. La controlul dăunătorilor, principalilor dăunători, spectrul larg de produse pe care Syngenta le prezintă pe piață, cele care sunt deja cunoscute, cum ar fi NG-ul, Actara, Perimor, și produse noi, cum este Volem Targo, care ne permite să controlăm principalii dăunători în plantațiile pomicule. Aceste întâlniri sunt un semn că ne pasă de producători. Întâlnirea a fost de mare folos, deoarece specialiștii companiei au prezentat informații foarte utile referitor la combaterea bolilor, dăunătorilor, buruienilor, la păstrarea în depozite a producției. Toate acestea împreună influențează calitatea producției, ori rodul muncii agricultorului. Depinde de ceea ce va obține și comercializa. Aplicarea și felul în care aplică decide eficiența produselor. Astăzi prezentăm puțin produsul Embrelia, un produs nou, al Syngenta, cu o chimie nouă care luptă împotriva rezistenței acestor patogeni, care știți și dumneavoastră acum avem tot felul de bacterii și tot felul de virus rezistenți. Având molecule noi, având un portofoliu foarte larg de produse chimice, noi luptăm împotriva acestei rezistențe și în special această chimie nouă pe bază de izopirazam rezolvă o parte din problemele de rezistență și oferă o protecție foarte, foarte bună a culturilor noastre. Avem nevoie de parteneri anume ca Syngenta, de care astăzi sunt dintre primii lideri în Republica Moldova, care ne propun nouă pesticide de o calitate foarte înaltă. Și noi foarte mult pe aceasta contăm pentru calitatea merilor noastre, în condițiile care cu toții ne dăm bine seama și înțelegem că sunt foarte aspre pentru calitatea la export, și iată, pentru aceasta contăm pe așa parteneri ca compania Syngenta și mizăm ca în final să avem niște rezultate foarte bune. Sperăm că așa tradiție să se promoveze și pe viitor în următorii ani. Organizatorii s-au străduit să pună accent pe avantajele produselor pe care le propun și au discutat subiectele solicitate de către fermieri la forumul precedent. Folosind corect produsele, folosind conform, zicem, celor recomandări care vine de la companie, respectând termenii de așteptare, cu siguranță nu avem niciun dubiu că produsele care se pot fi obținute în Moldova de producători pot fi de o calitate și să nu aibă o restricție legată de partea de export. O protecție bună, unii le vezi cu produsele Syngenta, o faci foarte bună, în schimb, fără produsele Syngenta e mai greu. În ultimii ani am venit cu produse noi pentru combaterea dăunătorilor, Volem Targo,
vorbim despre combaterea la rapăn și făinare cu embreile. Practic sunt două produse strategice a companiei Syngenta care vrem să intrăm pe piață bine ca până la urmă fermierul, consumatorul să aibă o protecție bună a levezilor. Cei care au utilizat Volium Targo au rămas foarte, foarte mulțumiți de eficacitatea produsului. Este o problemă veche cu purcile melifere al părului, pentru care Volium Targo chiar are o eficacitate foarte înaltă și anume din considerentul că venim cu o moleculă nouă, Abamectin, care se conține în Volium Targo, care chiar este molecula care face diferența. Syngenta ne oferă nouă și oferă fermierilor produs calitativ, produse bune și investiția care o fac fermierii până la urmă este argumentată, indiferent că e financiar sau cum. Venim cu mai multe informații asupra unui produs switch. Cei care cultivă struguri s-au convins că este un produs bun anume pentru bolile din perioada păstrării a fructelor. Investiția în switch se merită, că pierderile din perioada de producție de păstrare, de fapt, fără switch ar depăși chiar și 30%, în schimb cu switch pierderile s-ar egala 1-2, maxim 5%. Într-adevăr, informațiile utile despre cele mai periculoase boli, strategiile de prevenire și combaterea acestora, cât și programele de protecție bine întocmite pentru diferite culturi, ca mărul, persicul, cireșul și prunul, au prins bine la participanți și ascultate cu mare interes, deoarece agricultorii au încredere în soluția Syngenta. În fiecare an, suprafețele pomicole se majorează, iar condițiile climatice favorizează dezvoltarea unor boli și dăunători. Rapânul la măr rămâne a fi cel mai actual subiect, iar soluțiile oferite de Syngenta sunt fungicidele Embrelia, Corus, Bravo, Switch și Score, produse binecunoscute și apreciate de fermieri. Corus și Bravo, Bravo cu un efect foarte, foarte bun de protecție, Corus care acționează la temperaturi scăzute, Score cu unul dintre cele mai cunoscute și cele mai puternice produse de tip triazol de pe piață, cu efecte foarte, foarte bune împotriva rapanului, produse Embrelia, care acționează atât la rapăn cât și la făinare și este, aș spune, inovația noastră în această zonă. Avem produsul Bravo, care este un produs multi-site, oferă o acțiune împotriva fenomenului acesta de rezistență foarte, foarte bună și în același timp vine cu partea că are o rezistență foarte bună la spălare. Nu s-au înregistrat încă patogeni la care Bravo să nu reacționeze. Avem doză 2 până la 2,5 litri la hectar. Ce aplicați în câmp contează foarte mult de presiunea care aveți dumneavoastră în zona respectivă, presiunea bolii, în funcție de cantitatea de apă la care vă așteptați că o să plouă, în funcție în principal de istoricul care l-aveți pe parcela. Dacă știți că ați avut probleme cu rapanul ani la rând și știți că se dezvoltă foarte repede și știți că e infecție foarte puternică, ideea principală este să mergeți cu doze și concentrații maxime. Perioada de așteptare 21 de zile, avem un număr de 4 tratamente maxim și în general este compatibil cu toate produsele de uz fitosanitar. Ditan, el este pe bază de mancozeb, ajută după uscarea pe frunze, posedă o bună aderență și o rezistență la ploaie, doza la fel între 2,5 și 3 kg, o perioadă un pic mai lungă de așteptare și avem cam 5 tratamente posibile cu acest tip de produs. El, din nou, face parte din categoria produselor multi-site. Și, v-am zis, este bine să alternăm aceste produse. Odată dăm cu Bravo, odată dăm cu Ditan. Un alt produs foarte, foarte bun și care ne ajută mult în protecția împotriva rapului, datorită faptului că acționează foarte bine chiar și la temperaturi scăzute, este Corus. Chiar dacă sunt 5 grade afară, el acționează foarte, foarte bine și vă protejează în primele părți ale vegetației împotriva rapului. Acțiune preventivă 5-7 zile, activitate curativă în primele 40 de ore, mereu trebuie adăugat împreună cu fungicide de tip multisite. Corus, 0,2 kg pe hectar pentru rapăn, 0,3-0,35 pentru monilioze. Aș recomanda să mergeți în special în zona 0,35. Ca substanță activă avem ciprodinil, 3 tratamente pe ciclu și avem 28 de zile ca și perioadă de așteptare. Un alt produs foarte, foarte eficient este din familia triazolilor, face parte, cu activitate sistemică, acționează foarte bine curativ și eradicativ. Mereu un amestec trebuie aplicat și acesta este al doilea tratament după ce temperaturile cresc un pic. Deci prima aplicare
când avem temperaturi mai scăzute, este cu Corus. A doua aplicare folosim Scor, după ce temperaturile mai cresc puțin. Prevenirea bolii este cea mai indicată și eficientă soluție pentru a avea o producție cu valoare comercială. Produsul nostru star, produsul nostru care l-am adus acum nou pe piață, se numește Embrelia și face parte din noua generație de substanțe active, care ne ajută mai mult la partea de rezistență la ploaie, ne ajută mai mult la perioada de protecție a frunzei. Inovația este partea esențială. Am pornit de la produse pe bază de cupru, pe bază de sulf. Următoarea generație de produse sunt produsele de tip izopirazam sau SDHI. De unde vine acest SDHI? Sunt produse care inhibă anumite enzime în dezvoltarea patogenului. Care sunt caracteristicile principale la izopirazam? Rezistență foarte, foarte bună la spălare. Aceasta Embrelia, pe lângă faptul că conține molecula asta nouă izopirazam, are în interior și Scor. Proprietățile și calitățile care le-ați văzut și care le cunoașteți al lui Scor sunt de asemenea în Embrelia. Acest produs, care este ideal preventiv, are și o anumită perioadă de stop. Dacă a început să apară infecția, într-o perioadă de 32 de ore, cu acest produs, pe lângă faptul că este foarte, foarte preventiv și acționează bine preventiv, avem și această parte de stopare a infecției. Mod de acțiune robust, un instrument antirezistență. Dacă utilizați produse de gen Embrelia, în care avem două substanțe active, avem un triazol și avem un produs din această nouă clasă chimică, SDHI, șansa ca patogenul respectiv să dezvolte rezistență este foarte, foarte scăzută. Acest produs pe bază de izopirazam se fixează foarte, foarte bine pe frunză și de asemenea se fixează foarte, foarte bine pe patogen. Și în felul ăsta reușim să nu lăsăm germenii respectivi ai bolii să spăuleze și să nu lăsăm infecția să intre în frunză și să genereze eventuale pierderi. La 48 de ore deja sporul a pătruns a lansat niște tubulețe care au intrat deja în frunză și a început să se hrănească. După 4 zile de la inoculare deja este o rețea ca o pânză de paianjen în care este în interiorul frunzei și vă dați seama că toate funcțiile frunzei respective sunt încetinite sau chiar distruse. Dacă aplicăm curativ, vedeți că s-au mai oprit din extinderea și dezvoltarea acelei rețele. Dar dacă venim și aplicăm preventiv, vedeți, chiar după 4 zile nu lăsăm această boală să se dezvolte deloc în frunză și o oprim exact la nivelul de intrare a patogenului în frunză. Acționăm foarte bine împotriva germinării conidilor, acționăm foarte bine împotriva tubului germinativ, creșterii tubului. Vedeți, aceste tuburi germinative nu se dezvoltă deloc dacă aplicăm izopirazam. Și, bineînțeles, nu mai lasă să formeze acel miceliu care distruge țesutul vegetal. Produsul de la Syngenta funcționează foarte bine și este foarte, foarte rezistent la spălare. Oricât de puternic ar fi ploaia, nu se spală și nu cade de pe frunza respectivă. Vedeți suprafața frunzei, stratul de ceară și țesut. Aici avem numărul de zile de la aplicare. Vedeți că concentrația cea mai mare de produs se află în stratul de ceară. Și știți, bariera frunzei împotriva spălării este acest strat de ceară. Și păstrând molecula în stratul de ceară, 1. Nu intră prea interior să lase sporii să germineze, nu rămâne nici la suprafață, foarte la suprafață, în așa fel încât să fie spălat, cum fac cele de contact. Avem aici câteva teste în laborator, așa testăm noi produsele în Franța, pe plante mici. Vă recomand să utilizați doza întreagă. În schemă de tratament, cum am discutat mai devreme, avem Corus și Bravo. Bravo protectiv, creează umbrela, acea peliculă care nu lasă sporii să germineze. Corus are efect de distrugere a sporilor respectivi. Apoi venim cu Embrelia, care protejează foarte, foarte bine fructele de rapă. În paralel, putem utiliza Scor sau Ditan, și la făinare putem utiliza produsul Topaz.
Important este să știți că este preventiv. 24 de ore, cum v-am zis, efect de stopare a infecției. Cu cât interveniți mai repede, cu atâta eficiența și eficacitatea este mai bună. Recomandate de către compania Syngenta ar fi Teovidjet. Este un produs în bază de sulf care primele infecții care vă apar dumneavoastră din primăvară pot să vă iei anume produsele de contact care de fapt au o acțiune de uscare a sporilor sau uscare a conidilor provenite din miceliu rămas din rezerva din anul precedent. Topaz pe care noi îl poziționăm la fel până în faza de buton roz, dar inclusiv și după floare, este un produs, am spune noi, destul de universal, care poate fi utilizat și până la floare și după floare. O să vorbim despre Alto Super ca un produs ce conține două substanțe active, ambele destinate pentru prevenirea și combaterea făinării și la fel Embrelia, o să avem un slide la urmă, la fel Embrelia ca și produs destinat pentru prevenirea și combaterea făinării. Atâta timp cât aveți o temperatură sub 15 grade, produsul îți vaccinează din contact. Acolo unde nimerește el pe miceliu sau venind în contact cu conidile provenite din miceliu, o să vă lucreze prin contact, o să vă usuși infecția. Pe parcurs o să aveți și temperaturi mai mari de 18, chiar 20-22 de grade, deja o să vă lucreze prin vapor. De asta o să aveți o acțiune dublă din partea produsului în bază de sulf. Teovit Jet înglobează în sine 80% de sulf, care este de mărime de la 1 până la 8 microni. Ceea ce vă dă de înțeles că dimensiunea particulului este destul de mică, ceea ce face ca produsul să fie mult mai eficient împotriva infecției de făinare. Ca și doză recomandată, numai puțin de 7,5 kg la hectar, numărul maxim de tratamente ar fi 2, perioada de așteptare 5 zile. Pe lângă acțiunea lui asupra infecției de făinare, datorită la 7,5 kg de sulf care dumneavoastră o să-l administrați la hectar, o să aveți și o prevenție destul de bună împotriva la carieni. Topazul, mult cunoscutul produs destinat anume pentru făinare, face parte din grupa chimică a triazolilor, conține 100 de grame la litru de penconazol ca și substanță activă și iarăși, apelând la produsul original, în cazul nostru, dacă vorbim de topaz, cu siguranță o să aveți o protecție bună și mai de lungă durată. Acționează atât sistemic cât și prin gaz, fiind administrat în perioada în care lăstarea au o creștere foarte intensivă. O să aveți nevoie de produs bun, fiindcă dacă îl administrați azi, deja mâine, dacă ieșiți în câmp, cu siguranță lăstarul pe care un nimerit produsul nu o să aibă 5 cm, cu siguranță o să aibă 7 sau 8 cm. De asta aveți nevoie de un produs bun, un produs sistemic, ca în scurt timp sau după 4, 5, 7 zile de la administrare să vă protejeze inclusiv și partea proaspăt apărută a lăstarului. Alto Super este un produs universal acolo unde sunt probleme cu făinări. Eficacitatea lui se manifestă prin combinația două produse, ambele din grupa chimică a triazolilor, ciproconazol cu propiconazol. Administrând produsul Alto Super, o să aveți o protecție mai de lungă durată. O să vină ciproconazolul care o să vă stopeze infecția din start și foarte rapid și după care pe parcurs a 7, 8 până la 12 zile vine propiconazolul din urmă, care la fel, datorită lui, combină eficacitatea asupra infecției de făinare. O să aveți la îndemână un produs super de bun și la doza de 0,2 până la 0,25 litri, adică 250 de ml la hectar, chiar și în costuri o să ieșiți în niște costuri destul de modeste. La fel ca și topaz, este compatibil cu majoritatea produselor de uz fitosanitar care dumneavoastră le administrați. Nu v-aș încuraja să administrați produsul Alto Super pe floare. Dacă îl utilizați deja când aveți petalele căzute în tot almeni, 100%. Și noi încurajăm ca dumneavoastră să faceți două tratamente cu Embrelia. Cum vreți, îl faceți unul după altul la interval de 5-7 zile sau îl faceți în sandwich, cum este la mod acum de spus, veniți cu Embrelia, după care peste 5-7 zile veniți cu Horus împreună cu Ditan sau cu alt produs de contact și deja iarăși peste o săptămână veniți cu Embrelia. Având astfel trei tratamente de genul ăsta, o să aveți o prevenție foarte bună împotriva la rapen, dar utilizând Embrelia, cu siguranță o să aveți și o eficacitate foarte bună la făinare. Dacă e să vorbim pe făinare, până în faza de buton roz, vă recomandăm Teovit Jet ca produs de contact în doză de 7,5 kg la hectar. La fel, în faza de buton roz, ați putem chiar și împreună cu Teovit Jet, în caz că aveți soiuri sensibile, în caz că anul precedent dumneavoastră ați avut o infecție agresivă din partea la făinare, cu siguranță și în anul dat o să aveți o infecție la fel de puternică. De asta trebuie să veniți să luați atât infecțiile primare cât și infecțiile secundare, dar asta e posibil doar dacă combinați produs contact cu produs
sistemic. În cazul ăsta, teovit, jet cu topaz, o să fac o prevenție foarte bună. Și deja după floare, iarăși, utilizați embrele, aveți efect la făinare, utilizați topaz alto super, la fel o să aveți o eficacitate foarte bună. Un dăunător care cere insistență în combatere este vermile mărului, metamorfoza căruia începe încă în luna aprilie, cu circa 10 zile înaintea zborului. Soluția noastră este Volium Targo. Noi spunem un aliat puternic mai mulți dăunători combătuți. Două substanțe active. Aici este vorba din grupa de avamectine 1 și un produs din grupa bisamidelor. Putem combate cu succes acarieni, putem combate cu succes lepidoptere, putem combate psila, care este un dăunător foarte, foarte greu de combătut, tripsul și, de asemenea, minatori. Pătrund rapid în plantă, începe să acționeze împotriva insectelor dăunătoare. Se formează un rezervor de substanță activă la interior și din acest rezervor protejează frunza o perioadă mai lungă de timp. Avem un control de lungă durată, este un rezistent la spălare, ajută la combaterea dăunătorilor aflați și pe frunza inferioară. Dacă larvele respective calcă sau trec pe o suprafață tratată, sunt afectate, de asemenea prin ingestie. În timpul pătrundrii, dacă reușești și apucă să mănânce din frunza tratată cu Volium Targo, sistemul lor nervos este blocat, mușchii buclinatori sunt blocați și larva respectivă nu se va mai putea hrăni. Foarte, foarte eficient. Recomandări de utilizare: Cydia panonicus între 0,5 și 1,2 litri la hectar, intervalul între tratamente între 10 și 14 zile, timp de pauză pentru recoltare undeva la 14 zile. Prima aplicare se face la 2 săptămâni după scuturatul petalelor. În general, momentul coincide cu debutul primul generații la viermele merelor, coincide și cu partea de acaierie. Un produs foarte precis, nu afectează insectele benefice. Este la fel un produs sigur cu o toxicitate foarte, foarte scăzută. Afidele acarienii, lepidopterele, sunt dăunători care pot afecta substanțial livezile dacă nu se vor lua măsuri de protecție la timp. În combaterea acestora sunt indicate insecticidele Actara, Caratezeon, Insegar, Engeo și Volium Targo. Legat de păduchile lănos, pentru dăunător respectiv avem produsul Perimor. În doză, zicem, maximă, în cazul păduchiului lănos, care este de 0,35 kg produs la hectar. Ceea ce ne preocupă de fiecare dată, dacă suntem la zona de afide, atunci ar fi păduchile verde al mărului. Aici avem o mică diferență. Partea aceasta de tratamente a afidelor să fie cât mai timpurie. Spectrul de produse pe care Syngenta le poate oferi în cazul păduchiului verde a mărului este unul mai larg. Iar aici, lângă Perimor, avem Actara și produsul NGO. În cazul Actara, avem situația că substanța activă teometoxan sunt unele din cele mai sistemice, iar partea de teometoxan chiar posedă cea mai mare sistematicitate. Protecția pe care o avem cu produse în bază de teometoxan, în cazul de față Actara, permite, zicem, nu numai controlul prin zona, zicem, unde este prezent dăunătorul, dar inclusiv protejează prin această sistematicitate și noile creșteri. Produsul respectiv este unul din cel mai eficient în cazul respectiv. Forma, zicem, de acționare este una de contact și prin ingestie, destul de înaltă rezistență, zicem, la acțiunea soarelui, ceea ce imprimă, zicem, niște avantaje în condiții de producere, cum ar fi și partea de eficiență a produsului în perioadă scurtă după niște precipitații, adică o păstrare foarte bună, NGO, fiind o combinație din două substanțe active. Prin acest produs îmbunătățim acel efect de control cât mai puternic din start, deoarece sistematicitatea teometoxanului este mai mult, zicem, planificată, zicem, în durată ca timp. Avem o perioadă, zicem, de așteptare în mediu de 20 de zile, iar numărul de tratamente este de la 1 până la 3, în dependență de produs, de cultură. Un produs specific de control a afidelor este Perimor.
Peremorul controlează cele forme rezistente pe care alte substanțe active sau grupe de chimice nu pot controla partea de afide. Un produs care este din grupa carbamide, substanța activă perimicarb, este diferit ca clasă, ca grupă, ceea ce este un plus în a avea produsul respectiv în evitarea formelor de rezistență, în special dacă spunem la afide. Înregistrarea este de la 0,35 kg produs la hectar. Zâmburoasele sunt predispuse la infectarea cu beșcarea frunzelor, monilioză, fiermele cireșelor, prunelor, viespea semințelor și diversi păduchi. Toate aceste boli și dăunători pot fi combătute cu produsele Bravo, Corus, Switch și Engeo. Sunt două tipuri de monilioză, monilia laxa și monilia fructigena. Sunt niște infecții care vă afectează anume din primăvară de vreme, vă afectează din lăstare tineri, vă afectează din florile care până la urmă n-au reușit să lege un fruct, de asta este necesar devenit cu o combatere mult mai timpurie. Perioadele critice în care dumneavoastră obligatoriu trebuie să faceți tratamente, asta ar fi în fază de buton alb sau în fază de buton roz, indiferent deja de cultura care o aveți, maxim 10% din flori disfăcute, după care înfloritul total și căderea petalelor florale. Sunt trei momente de dezvoltare a pomului în care dumneavoastră trebuie să veniți cu tratamente. În ani ploioși, în primăvară cu precipitații abundente, ați putea să aveți chiar să fiți nevoiți să faceți și 4-5 tratamente în perioadele date. Cu ce le faceți, compania Syngenta are produse. În perioada de 10% desfacere flori, vorbim despre produsul Bravo. În perioada de 100% flori înflorite, deja Horus și Switch. Bravo ca produs cu acțiune de contact. Am vorbit și mai degrabă, inclusiv și la rapă, și la făinare, că în primul rând, în prima perioadă de vegetație, este foarte recomandabil ca dumneavoastră să utilizați produs cu acțiune de contact ca să vă usușe rezerva de infecții care vine de la un an la altul. În doză de 2,5 litri la hectar vă acoperă foarte bine absolut tot pomul și anume are o rezistență foarte bună la căderi de precipitații. Am vorbit că în primăveri mai cad și precipitații și uneori chiar sunt destul de mari. Bravo, din toate produsele de contact, este produsul de contact cel mai stabil la căderi de precipitații. El poate să reziste chiar și peste 10 mm precipitații căzute, cei și alte produse nu poate să vă facă. Doza lui recomandată ar fi 2,5 litri la hectar. Horus. Dacă îi să vorbim despre rapă, era omologat cu doza de 200 de grame la hectar, dar dacă în caz de vorbim de monilioză, deja ne ducem la doza de 350 de grame la hectar. Este o boală mult mai agresivă, de asta sunteți nevoiți ca să măriți doza de preparat. Îl utilizați pe floare, anume pe floare. Monilioză sau infectarea puternică a monilioză, anume o aveți în perioada de floare și aici poate nu foarte multe produse puteți să le administrați pe floare, dar totodată nu foarte multe produse o să vă facă o eficacitate anume împotriva la monilioză. Horusul poate fi utilizat chiar la toate sâmburoasele. Alt produs este Switch, poziționat pe combaterea mai multor patogeni, dar în cazul de sâmburoasă este produsul care anume vă rezolvă și mai calitativ problema cu monilioza, din considerentul că are ciprodinil care se conține în Horus, dar mai are și fludioxinilul, care ca și substanță activă are un alt mecanism de acțiune. Având două forme sau două substanțe active cu diferit mecanism de acțiune, avem o combatere mult mai eficientă a bolii. Doza de 0,4 kg la hectar și este un produs destinat inclusiv și pentru cireș, este destinat pentru prună, absolut la toate sâmburoasele. Nu odată producătorii s-au convins că prevenirea unei boli este mai ieftină decât tratarea ei, iar în cazul fructelor, care urmează a fi puse la păstrare, pierderile pot fi colosale, de până la 60%, deoarece unele boli continuă să se dezvolte și în timp ce fructele sunt stocate în depozit. Un produs care reduce la minim aceste pierderi este fungicidul Switch. Switch este produsul cel mai indicat pentru combaterea acestor boli. Dacă s-au făcut tratamente cu Switch, pierderile sunt de sub 1%. Deci vă dați seama că toate cheltuielile care le faceți cu acest tratament, automat sunt le câștigați de mai multe ori înapoi. Principalele boli ale fructelor, pe partea de depozit, boli cu infecție prin lenticele, latentă, aveți rapănul de depozit, nectria și gleiosporia, infecții prin vătămări ale epidermei,
aici automat, de câte ori culegi, fructele pot să apară vătămări la transport, la depozitare, când se manipulează lăzile. Din această gamă de boli avem penicillium, botritis, monilia, alternaria, rizorpus, mucor, infecții prin codiță sau cavități. Una dintre bolile cele mai periculoase e botritis și la fel putrezirea fructelor din interior. Fuzarium, seropsis și alternare. Infecția cu aceste boli de depozit poate să înceapă la imediat după înflorit și se termină înainte de recoltat. Pentru a avea o combatere bună la bolile de depozit, trebuie să asigurăm o protecție minim pe o perioadă de 6 săptămâni. Switch se pretează pentru tehnologiile moderne de cultivare. În cazul în care vreți să păstrați pentru o perioadă mai lungă de timp, vă sfătuim să faceți mai multe. Pentru combaterea bolilor de depozit, o perioadă mai mică de păstrare, o perioadă, să zicem, cam de 6 luni. 3 tratamente, 4 tratamente sunt destule. Și din acestea, ultimul tratament noi îl recomandăm să faceți cu switch, înainte, să zicem, cam cu 3 săptămâni înainte de recoltare. În cazul în care încercați să faceți un export, vă recomandăm mai multe tratamente. Din nou, switch îl recomandăm printre ultimile tratamente. Switch, mai puține pierderi, mai multe fructe sănătoase. Cei prezenți la forum au avut ce învăța. Ei spun că cunoștințele acumulate le vor ajuta să obțină o recoltă bună. Tăiatul pomilor s-a efectuat deja în toate livezile. Urmează lucrările de protecție. Informațiile prezentate și recomandările specialiștilor le vor ajuta în protejarea și sporirea producțiilor, deoarece Syngenta oferă protecție maximă prin performanță, iar inovația este cheia succesului.